suporterii Stelei au pătruns pe gazon, a fost stadionul a fost gazonul a fost eliberat de jandarmi. Unde îi vedeți acum? Sunt câteva suporteri care sunt foarte nervoși pe proprii pe proprii jucători. Le cer jucătorilor tricourile, spun că nu sunt mândri de echipa lor și că nu au ce căuta în Ghencea. Unul dintre jucători a fost dezbrăcat. Portarul a fost și el e dezbrăcat în momentul acesta. Scandalul continuă în regie. Jandarmi se pare că îi lasă pe cei 20 de suporteri pe teren, deși și cine au voie, au gardul, putem să vede. Reamintesc că CSEA a pierdut play-off-ul care ducea la barajul pentru promovarea în Liga 3-a în fața lui Carmen. Carmen a câștigat cu 1-0. Spiritele s-au mai relaxat, dacă pot spune asta. Deci încă 10-12 suporteri. Nu uitați, acum intră înăuntru pe locurile lor. Continuă războiul de la distanță cu Stewart, se pare. În timpul meciului au rupt și câteva scaune ale stadionului de regie, care a fost modernizat de curând de primăria sectorului 1. Predesc este chemat la salut sau la... Nu se știe la ce. S-a pus în genunchi. Suporterii cer tricoul. Jucătorii Stelei sunt ținuți cu forța în vestea să nu mai simțită la... Mor. S-a aruncat cu artificii, cu petarde în tunelul unde sunt jucătorii în acest moment. La
Gazul, respirabil, regie. Sunt femei, sunt copii. Nu am stăjit afectat de... Ești tu noi? Hai de capul. Tu. Mamă. Ce vrei, mă, frate? Îmi fac treaba. Da, da, e aici. Ne vezi pe Roxa? Sunt, sper să lăcrimez un pic, dar Marius, dacă tu ești la interviu acum. De aici din regie alături de mine este domnul Marius Lăcătuș, care îi mulțumim foarte mult că a acceptat dialogul cu noi, mai ales că nu e un moment deloc plăcut, sunt convins. Suporterii Stelei continuă scandalul cu Lăcătuș de pe data aceasta. Lăcătuș este la interviuri. Cum adică n-are rost, mă, nene? Cum adică n-are rost? Ce vrei să faci? Nu, suporterii Stelei a venit să-i tragă la răspundere pe jucători. Unde e promovarea? Am adus 40 de fotbaliști, am vorbit cu 40 de fotbaliști. Dacă ăștia nu pot, ia-ți, bă, copilul și pleacă aici, e Steaua. Înțelegi că e Steaua aici? Ia-ți-l și pleacă! Pe unde plecați după ce ne-a nenorocit 2 ani de zile? Nu voi, dar cine? Nimeni! Veniți că vă așteaptă ăștia aici, veniți și asumați-vă înfrângerea. Toți, de la cap la coadă, veniți. De vino nea doaie, vino coace și asumați-vă. Păi cum adică, unde mai mă duc eu acum? Dacă tu și în acest moment este la interviuri, dar se pare că suporterii nu țin cont de acest lucru. Joc de la comandant, de la Pixi, la toți, la toți. Spasă cu istoria Stelei asta. V-ați bătut joc. Am stat singur, am plecat în Italia două săptămâni să aduc formaliști. Nu sunt bun, nu e bun, nu vrea nemari, îți doarme la prânz. Dormim toți! Azi am luat, dormim! L-ați bătut joc de noi! Nu cred că asta nu este cel mai important. Ce mai important este ca echipa să continue mersul, să fiu sigur că voi fi alături de această echipă după ceea ce înseamnă Steaua și Sportul Stelei. Nu cred că asta este cel mai important lucru. Sigur că în momentul în care se întâmplă, am spus că primul principal lucru este dar și acest partid în copii și multe sectoare, așa cum cerau și suporterii, a fost de
așteptat să vorbesc. Știți cum e? Măsurile se iau la... Pe joc așteptat să vorbesc eu de cine e, cine stă, cine vine. Cred că este momentul acum. Mulțumesc tare mult și multă baftă în Rezultatul neașteptat. Încearcă să duce auzit. Problema este că cred eu. În ceea ce privește jocul, cred că am fost jocul pe care l-am controlat, că a făcut o mare parte din cele 90 de minute. A făcut un joc de sunt bun. S-au preocupat mai mult de jocul de contraatac și eventual pe faze fixe și să speculeze eventuale greșeli din defensiva noastră. Lucru care, din păcate, s-a întâmplat la golul pe care el l-a marcat. După, în momentul în care, din punct de vedere tactic, zic eu, pe fază defensivă a stat destul de bine, dacă nu interveneau anumite greșeli de interpretare a fazei de execuție, cred că nu ajungeau în situația să-și creeze ocazii de a marca. Ceea ce privește faza ofensivă, sigur că mai ales în prima repriză, nu am oferit foarte mult, deși puteam să ajungem în situația în care să conducem cu 1-0 și probabil lucrurile stăteau cu totul și pe toate. Repriza a doua ne-am creat câteva ocazii bune de a marca, dar din păcate nu am reușit. Fotbalul se joacă pe gol și în mod cert, cine marchează mai multe goluri este și invers. Să fi fost astăzi problema că poate ați fost prea sigur de această victorie? Nu. Niciun moment nu s-a discutat în cadrul echipei acest lucru de siguranța victoriei. Sigur că în momentul în care termin campionatul regulat pe locul întâi, în momentul în care te bazezi pe jucători, trebuie să le acorzi încredere și să îi aduci în situația în care ei, în momentul când intră pe teren, să se creadă stăpâni și să fie ei cei care dictează ritmul jocului, cei care controlează jocul. Dar în niciun moment nu am discutat despre faptul că, vezi, Doamne, va fi un meci ușor. Mai ales că veneam după o înfrângere în meciul retur. Ce înseamnă această înfrângere și situația care este acum pentru viitorul clubului? Asta cred că vor hotărâ cei din conducerea clubului, pentru că, vedeți, dumneavoastră, este al doilea an în care dezamăgim prin faptul că nu reușim să ne îndeplinim obiectivul și să ajungem să jucăm meciurile de baraj. Am dezamăgit pe cei din conducerea clubului, am dezamăgit suporterii care ați văzut că întotdeauna au fost alături de această echipă și s-au dorit, exact ca și noi, enorm de mult să ajungem să promovăm în acest an. Și ăsta este cel mai important lucru, faptul că am produs aceste dezamăgiri în ceea ce privește suporterii și conducerea. Și bineînțeles, după aceea noi, la rândul nostru, în mod cert, niciunul dintre cei care am fost implicați nu are cum să nu fie dezamăgit de faptul că nu ne-am atins obiectivul. Veți continua? V-am zis că nu cred că asta este problema, cu cine merge echipa mai departe, cu mine sau fără mine. Important este ca cei din conducerea clubului, eu știu, din conducerea ministerului, să ducă mai departe acest lucru și sper din tot sufletul ca și suporterii, chiar dacă sunt foarte supărați și dezamăgiți, să fie în continuare alături de echipă. Știm că de dumneavoastră nu se atinge nimeni, dar a fost teamă pentru siguranța jucătorilor acum la finalul meciului, i-au dezbrăcat pe jucători? Nu cred că suporterii aveau intenția să, eu știu, să rănească unul dintre jucători, să-i lovească sau... Sigur, probabil acest gest la supărare, vă dați seama că în momentul în care nu reușești să îți îndeplinești obiectivul, probabil au vrut să scoată în evidență faptul că poate nu merităm să îmbrăcăm tricourile cu semnele clubului stat. În transmisiune directă, unde se pare că în spatele stadionului suporterii sunt cu jucătorii sau cum vedea acum într-o zi. Da, jucătorii stai și cu suportei. Dați-mi pe teren, bă, n-a zis nimeni nimic.
a jucat cu răpciugile astea și n-a tras coadă. Dar voi să vedeți și voi că voi. Mai ales cu patru știi pot, bă, bă. Bă, Aline, n-ai tras coadă. Bă, te-am băgat și am riscăm toți. Emblema aia nu merită să care. Bă, n-ai tras coadă. 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 Adică și noi ce facem? Dumneavoastră plecați, băi, și noi ce facem? Eu cu sufletul tot aici, voi. Ok, stai noi suntem aici dinainte să vedeți dumneavoastră și rămânem în continuare. Suntem în Liga 4, Steaua s-a făcut de râs. Înainte să vin eu, ăsta am venit cu 93. Păi, eu sunt de când m-am născut aici. Și n-am plecat niciodată, am rămas întotdeauna aici. Haideți să nu intrăm într-o discuție. Întrebarea mea? Nu, întrebarea să avem. Dar dumneavoastră, unde sunt restul? Păi, să vină mă în fa, să-și asume fapta. Să vorbească că nu le face nimeni nimic, frate, că sunt rezidaturi, dar este ca vrem și noi să vorbim, măcar atâta respect să aibă față de noi. Băi, chemați-i pe ăia! Măcar atâta respect să aibă față de noi, să vină să vorbească! Bă, să vină toată lumea să știu ce vorbim! Sunteți bărbați? Ce-am ajuns noi avem comandant, dar nu să se ocupe de seaua! Nici nu puteți transferi, dar golul acela se poate. Nimic n-a făcut pentru noi! Nu pentru noi, pentru noi care are și noi de la Chiajna și la Chiajna și de acord. Conducerea clubului ne-a sprijinit. Adică nu putem să zicem. Nu poți, ce face Lanu? Uită-te-n păi, nene, băi, Lanu, s-a dus promovarea. Ce face niște antrenor sportiv acum, știi? Te rog eu. Asta e cel mai rău. Asta e problema. Anul trecut v-am oprit la Chiajna. Cum a luat golul, cum n-am luat golul, asta e. Și rapid, ce-a fost? Și acum cum ce face Lanu? V-am spus că bine, anul trecut la Chiajna, la Hambar sau la ce-a fost? V-am spus, bine, merge la Golaschi și Seche. Și mi-a spus că ce eu și anul trecut și anul ăsta și tot în Liga 4. Nu, noi gândăm pentru noi și pentru noi noastră. Rapid a transferat, Carmen a transferat băbăciurile, Răzan și a lucrurile de-asta. Mi-au bătut băbăciurile. Și anul trecut și anul ăsta.
Nici o învățătură de mică. Pe părerea ta că de că nu e nicio învățătură de mică. Care, domnule, da, domnule? Care, domnule? Spuneți-ne ce să facem în continuare. Tot în Liga 4 în continuare? Spuneți-ne dumneavoastră, nu vă spun eu. Dumneavoastră sunteți care mele aici. Vreți să vă spunem ce să facem? Să schimbați toate fii mei. Au venit și jucătorii stării. Luați niște tricouri albe. Și nu va fi ceva. Că tricouri astea nu la idee. Nu puteți. Bă, nu puteți, v-am înțeles un an. Dar și acum, cât să mai înțelegem? Nu începeți voi aici, ce-ați făcut pe stadion, anul ăsta n-au avut echipe de Liga 1. N-au avut fotbaliști care își doresc și visează să joace cu galeriile astea. Și care e răspunsul vostru? Măcar să fie avut pe o să veni, da, bă, ne cerem scuze, facem, dregem, orice. Se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Primul an, nimeni nu va vrea la picioare. Ce aveți? Nu vă meritați în mai mare. Nimeni nu o să se dea la o parte de scris că ne-a bătut și retur. Și nimeni nu va vrea la primul an. Cu Rapid a fost cum a fost, dar acum zile, nopți, deplasări și în tot București, după unde am făcut, da? Amenzi de la băieții ăștia, cu egalul, de acolo, frații noștri. Timp, nervi și toate alea. Pentru ce? Pentru o emblemă. Bă, noi, noi am venit pentru emblemă, n-am venit pentru voi. Voi pentru ce ați venit? Dar din punctul tău de vedere, noi pentru ce crezi că suntem? Pentru ce crezi că am fost aici? Că probabil că nu o să mai fie nici. Nu știu, eu știu ce văd, eu nu știu cu ce scop ai venit. Noi am venit cu frumos și am cântat. Băi, Aline, am fost răciți, am fost bolnavi, am fost răciți, am venit, am cântat. Dar am putut să cânt, am ridicat un steag, am făcut ceva. Voi ce ați făcut? Bă, vreau să vreau să vă că le și las pătării și atunci, bă, la el, nu vă mai mult oameni, nu vă mai mult, nu vă mai mult, nu vă mai mult, nu vă mai mult, egal. Dar sunt egal, bă, un egal, sunt egal, sunt egal, sunt egal, sunt egal, sunt egal, nu pierd pe 22 ani, e hârtia de la Federația. Tu nu ai tatuat pentru mine. Și purtați niște steme în piept, alea, sincer să fiu, n-aveți dreptul să le purtați. Nu vi l-ați câștigat. Chiar nu vi l-ați câștigat. Deci mă necătați că nu pot să stau la Liga 4. Ideea mea de învingător, nu să stau. Pentru ideea mea de învingător, n-am spune mai. Nimeni n-am văzut. Nu pot să mă pui puțin, să fiu luat cu parul. Nu oamenii de mine, mă gata. Dar mâine, mă. Dar tu crezi că ai intrat cineva pe teren fără să vrea să promoveze? Tu crezi că n-ai intrat cineva? Nu mă, dar ai spus că nu vezi valoare. Dar asta e valoarea noastră. Uitați, domnul Lăcăveș. Asta e valoarea noastră. Dar spune la final. Și copiii pe lângă ei. Ce e adevărul? S-au dat lumea bani, a dat lumea bani. Nervos, e supărat. Băi, și noi suntem veseli. Nu, băi, asta, dar nu, dacă le întrebi, crezi că nu avem rivalitate. Nici un jucător cu experiență n-a avut. Dacă era un jucător cu experiență în teren care să calce în divizia A, să țină atitudinea, să țină jucătorii de el, nu a avut nimic. Stilian Stancu, Doru Bratu, doi ca ăștia. Și care e problema? Băieți, acum, voi voceți acasă, faceți un duș, pe noi ne-a denorocit. Doi ani în viața asta ne-a denorocit. Cei mai importanți ani ăștia au fost. N-au fost ăia când eram pe primul loc în Liga 1. Ăștia au fost cei mai nenorociți. Faceți un duș, mergeți la familie, nevoastră, noi nu mai avem nici familie, nu mai avem nimic. Pentru noi asta era. Păi nu poți să ai viața ca noi. Nu mai poți să mai mă duc acasă. Nu mai pot. Uite în parte. Nu mai pot să mă duc acasă. Nu pot să mă duc acasă. Eu nu mai pot să mă duc acasă. Pa la unde vine? Voi mergeți, faceți-vă bine, simțiți-vă bine. La Băutul și așa. Bă, bine, unul Horia, care am fost lângă voi, m-a zis. Vă sunteți voi ăștia. Mulțumesc, bărbuieți, faceți duși. Au bătut ăștia joc de voi. Băi, nu sunt nervos și spune-mi adevărul. Eu mă uit la ce se întâmplă. Tu nu ți-ai luat niciodată interdicție. Eu mi-am luat interdicție. Eu vin pe stadionul ăsta. Eu vin oriunde pentru Steaua. Eu m-am dus peste tot, mai înțelegi? Voi nu știți. Băi asta, noi venim pentru Steaua. Eu nu vin pentru tine ca om. La și persoană. M-a învățat Nea Marius să fiu un vingător. Ai înțeles? Să fiu un vingător. Pentru ce făcea el? Pentru emblema care o poartă Nea Marius. Nu pentru tine, nu pentru tine, nu pentru tine, nu pentru tine, nu pentru X, Y. Noi am venit pentru Steaua. Pentru că tu mâine te duci la aia. Cum s-a dus Jegosul la digitalul, da? Da? Ala, așa, cum s-a dus ăla, așa se duc. Așa faceți voi. Fiecare câte jucători, ce să faceți voi? Dar voi nu o să fiți ca noi. Eu pot să schimb iubită, pot să schimb mamă, pot să schimb tată, pot să schimb ceva.
Dar hai, ce simt eu aici în suflet? Deci am pe spate dat, luat, nu o să simt niciodată. Asta să vă intre capă. Și asta să înțelegeți voi totdeauna. Ce sunteți voi? Spuneți! Nu puteți să spuneți nimic. Mulțumesc, eu pot să spun că echipa mea o iubesc. Ăstea. Joc mai anul viitor la Liga 4. Eu și anul viitor la Liga 4. Dar ce mi-ați făcut voi mie? Gândiți-vă cu voi! Băi, gândiți-vă voi, vă duceți acum în vestiar toți și vă gândiți ce faceți, ce faceți de mâine. Atât vă mulțumesc foarte mult. Nu cu voi, nu mai vezi, gata, nu mai, gata, nu cu voi. Ultima oară, nu cu voi. Ce vreți, mai arăgăm pe acolo, nu cu voi. Am înțeles, nu puteți, e bine acolo. E bine acolo, gata, nu cu voi. Noi rămânem în transmisie directă. Mergem la campioana Ligii a 4-a pe București, Carmen București. Pe teren este festivitatea de premiere. Ce faci? Champion! Champion! Ole, ole, ole! 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 Se compară cu... Bine, nu se poate compara, dar e o satisfacție mai mare. Satisfacția mare, mai ales fața Stelei, CSEA-ului. Nu contează fața, că e important că o echipă ca și Carmen, înființată de 2 ani și ceva, au reușit să, nu știu, să câștige un campionat Liga 4 contra unei echipe mult mai, cu buget mult mai mare, cu, nu știu. La baraj ce faceți? Mergem să câștigăm. Rămâi și la anul, la Carmen? Nu, mai poți? Nu cred. Mai pot, dar nu cred că... Mersi frumos, mersi frumos și baftă multă! Domn profesor, felicitări! Cum este, cum este? Prima oară campion la Liga 4, nu? Nu, mai fost. Ați mai fost? Acum? Mergeți la baraj? Felicitări! Mergeți la baraj cu gândul de promovare! Rămâneți la anul, rămâneți. Băi, unde e cupa, mă? Nu știu. Felicitări. Știu ce fac băine, da, la anul. Felicitări, o profesor. Sancho! Cristi Zitaru. Aici. Felicitări. Mulțumesc. Ai câștigat împotriva fostei tale echipe. Cum este? Da, mă simt excelent. Îmi pare rău pentru ei. Dar munca noastră s-a arătat în această seară. Mai mulți suporteri afară în fața lui Marius Lăcătuș și ai celorlalți jucători de la Steaua. Te înjurau că ai plecat, ai trădat culorile. Nu am trădat nicio culoare, acolo unde nu ești dorit, nu ai cum să faci, nu ai cum să dai totul. Aici patronul mi-a dat încredere și am dat tot ce am putut și alături de colegii mei am reușit. La baraj mergeți cu gândul de promovare? De promovare, desigur, dar și... Ulmul nu este o echipă atât de rea, noi ne jucăm șansă și vom vedea ceva aici. Rămâi și la anul? Desigur, dacă patronul... Felicitări! Mersi, felicitări! Mersi!
Domn portar a fost cel mai înjurat pe aici. Nu e nicio problemă. Așa, așa se înjură de fiecare dată să rămână în Liga 4-a mea. Doru Bratu, felicitări. Mersi. Ați promovat iar, tu ești e pentru a doua oară când promovezi Vatra Stelei, nu? I-am lăsat iar în Liga 4. I-am lăsat în Liga 4 acum? Succes anul viitor. La Liga 3 dacă promovați rămâi? De data asta rămâi, nu mai pleci. Hai, da. Tu ai venit de la Dinamo, nu? La Dinamo, da. Cum este? Am terminat pe locul 3, însă anul ăsta s-a dovedit că a luat o decizie bună și uite că până la urmă am promovat în fața Stelei. Ai avut o ambiție mai mare acum fiind în fața Stelei? Dinamo, Steaua, nu știu. Într-adevăr, aveam și experiența ultimelor 3 play-off-uri, dar ajutându-ne de câțiva jucători în iarnă, cu experiența, am reușit până la urmă să promovăm. Cum se mută petrecerea acum? Nu știu, asta trebuie să întrebăm patronul, el știe ce mai bine, ei s-au ocupat de bărbări, asta ne-au ocupat de cele de... Felicitări, felicitări și baftă la Baraș. Hai că ține mâna pe voi! Bravo, băi! Pisica! Zi, pisica! Bravo, Diana! Pisica! No problem! Ești cu mașina, Diana! Cheese! Da! Andrei, stai mă că e greu. Natis, Ionita. Da, da. Alex, felicitări. Da, la Rapid. Da, e, am greșit că mă uitam în altă parte. Știu, da. De la Rapid ai venit la Carmen, acum în fața Stelei, ai câștigat. Cel mai frumos sentiment, știți, ca Rapid să câștigi în fața Stelei. Cel mai frumos sentiment. Acum? Sigur că am reușit, alături de azi Rapid, să câștigăm. Da, chiar e și Doru Bratu, a venit de la Rapid din Liga... Bogdan Popescu și Florin Lungu. Mai mulți Rapidi. Crezi că au contat jucătorii ăștia cu experiență normal, față de, normal, în fața Stelei? Au făcut diferența. Jucătorii cu experiență au făcut diferență. Nu știu cei care au ajungat și mai mult. Rămâi și la anul? Vin ofertele? A, am înțeles. Mersi frumos și baftă în continuare. Ce urât suntem? Mamă, mă jur că 1-0 mă gândeam ce-a fi. Erou de regie. Cristu, felicitări. Te-am văzut la încălzire cu un tricou cu doar Dinamo București? Ce a vrut să însemne? Ce a vrut să reprezinte? Spune-ne și nouă că ce nu prea știi. Ce a făcut Dinamo pe stadionul Lea Manuliu, da, în arena, da. Când au jucat Steaua în Cupa Europei. Ok, a fost Dinamo ăsta din Liga 4 sau Dinamo ăla din Liga 1? Să cunoască lumea, să știe despre ce vorba. Bine, nu se știe nici acolo cu Palmares, cu aia, dar e cu Dinamo. Rămâi la anul? Nu știu, nu mă întrebați. Mai poți?
Nu știu, tu ce zici? Nu știu, nu știu, rămâne să vedem. Felicitări! Alex, hai să facem un pahar. Hai, fă-ne și un pahar. Mie și lua și nu stai cine n-a recuperat pe alea. Ia. Reamintim că Carmen București a câștigat play-off-ul Ligii a 4-a din capitală în fața CSEA Steaua 1-0 și va merge la barajul de promovare în Liga 3-a potriva echipei din Călăraș, Mostiș. Băi, hodorogilor! Au de 500, iau pe la are 19 ani, are potriva. E copil bătrân. Cu aceste imagini ale bucuriei încheiem și noi transmisiunea din regie și nu uitați, intrați pe csp.ro pentru toate informațiile din sport și de aici din regie. La revedere!